Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Chris Tarot. Vă voi face astăzi o etalare în trei variante cu cărțile Lenormand pentru trecut, prezent și viitor și vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante cu pietrele, piatra verde, piatra albă sau piatra albastră, gândindu-vă așadar la ceea ce vă doriți voi în dragoste, în familie, cu banii, cu serviciul și să vedem ce prezic cărțile Lenormand pentru următoarele 3 luni. Va fi o etalare trecut, prezent, viitor, pentru a înțelege și care sunt influențele trecutului și ale prezentului pentru ceea ce vă așteaptă în viitor. O prietenie mi-apare mie aici, cu cineva care de la drum sau vă vin vești de la drum legate de o prietenie, de o împăcare, de un succes pe care voi vi-l doriți. Să le pun pe față. La trecut, ați avut o vacanță, s-a întrerupt această socializare, poate ați avut parte și de un doliu, da? Mi-apare mie aici că ați avut o vacanță sau a trebuit poate să vă întrerupeți o vacanță, socializarea și aici a fost blocată. Deci a existat un blocaj. Poate ați fost într-o vacanță, apoi a existat această situație de pandemie, apoi situația începe încet să se redreseze, ați avut comunicare cu o persoană, o prietenă, ați avut parte și de fidelitate, ați avut parte și de noroc, ați avut situații norocoase care v-au făcut, poate la drum putea să treceți, ați trecut poate pentru o cumpănă, pentru o ceartă, pentru o dispărțire la drum, la vacanță. Deci în această vacanță care ați avut-o sau în acea călătorie care ați avut-o. Sau sunteți plecați în străinătate și ați rămas singuri, poate socializați mai puțin, dar sunteți credincioși, aveți și noroc. În prezent, aici mi-apare că pentru o stabilitate, pentru o rezidență, puteți să aveți și niște neplăceri din cauza unei trădări, a unui partener, poate să fie vorba de un partenerul vostru de dragoste sau un tânăr care vrea să vă înșele în dragoste. Cineva vrea să vă facă poate o schimbare din cauza, pentru că vrea să vă înșele cu ceva, poate să vă ofere cineva care vrea să fie partener, dar vă înșală, vă trădează. E o înșelătorie la mijloc legată de niște, poate de servici, de o stabilitate, de o rezidență, chiar și de un copil. Poate să fie aici o înșelătură sau partenera are un copil. Da? Sau puteți să aveți nemulțumiri, neînțelegeri cu partenerul din cauza unui copil, a unei trădări, a unei înșelătorii, a unei schimbări, a de rezidență, o mutare, un transfer undeva. Iar în viitor aici mi-apare... veți câștiga bani, mi-apare din nou copilul, situații noi, dar sunteți trădați, să știți, și partenera vă înșală, mai are pe cineva, există aici, deci sunt două femei, da, deci nu una singură, nu sunteți doar voi, deci mai există și o altă femeie, de aici mi-apare această înșelătură între trădare, există deja din prezent aceasta, deci certurile, discuțiile pe care le aveți, problemele care le aveți sunt din cauza că cineva încearcă să vă înșele, să vă mintă, da, să vă ducă în eroare, este vorba și de un copil la mijloc. Da? Deci o înșelătorie ești legată de un copil, are un copil, poate cealaltă persoană sau cu cealaltă persoană are un copil, da? Deci există această situație, dar voi aveți câștiguri, stabilitate, vă face vremuri tulburi, dar reușiți să depășiți aceste situații. În orice caz trebuie să fiți mai atenți la sănătate, pentru că vă pot crea probleme cu copilul. Aici îmi pare că dacă aveți copii, copilul are un succes, are socializare bună, în schimb partenerul aici îmi pare că nu vă este fidel, vă înșală, vă minte, ascunde ceva, pentru că și aici și aici este. A fost la trecut, a fost fidel, ați avut bucurie la trecut, a fost fidelitate între voi. Dar s-a rupt acea fidelitate. Acum mi apare această înșelătorie. Are noroc. Poate să fie vorba și de niște vrăji la mijloc. Da, au apărut niște vrăji, niște... O magie, s-a făcut o magie, cineva a făcut o magie, poate chiar acea femeie care este, ca să vă schimbe norocul. Da, a făcut o magie ca să vă poată face probleme cu norocul vostru. Și să vedem și la a doua variantă, la varianta cu piatra albă. Să vedem la voi ce spun cărțile de Lenormand, ce a fost la trecut, la prezent, la viitor, la ce vă puteți aștepta.
voi socializare, multe discuții, vei și totuși atenție să nu intrați în gura lumii, atenție la bârfă, da? La trecut, ați avut vremuri tulburi, poate și probleme de sănătate, multă credință, credința v-a salvat și dragostea v-a salvat credința, ați avut și multe griji, griji legate de ziua de mâine și certuri și despărțiri și faliment. Ați trecut prin vremuri tulburi, să zic așa, da? Și pentru dragoste și pentru credință, poate credința v-a salvat. Credința v-a salvat și din sănătate și la dragoste și de problemele financiare, dar totuși un faliment l-ați avut, un divorț l-ați avut, un necaz l-ați avut și în prezent aici îmi pare că trebuie să vă rupeți de ceva, să vă despărțiți de cineva, de ceva, să vă transferați poate, trebuie să faceți o schimbare, să vă rupeți de trecut, poate pierdeți și o sarcină, atenție în prezent care sunteți însărcinate, să nu pierdeți o sarcină, atenție și la un bărbat aici că mi-apare o înșelătorie, o trădare, o minciună, poate din partea unui bărbat sau dacă faceți cunoștință cu un bărbat, atenție că e posibil să vă înșele, să vă minte, curățați-vă energiile că posibil să aveți parte și de energii negative. În viitor aici mi-apare... Vă vin niște vești, dar îmi vine vești de la un bărbat, apare de altă naționalitate, de altă culoare. Vă vin vești legate și de un copil, dar este și o înșelătorie aici la mijloc. Atenție, să nu vă trăiți că unul se dă drept altul. Poate să fie o situație de acest gen. Apar vești legate și de copii. Vă trebuie mai multă ingeniozitate, să vă folosiți mai multă inteligența, pentru că există o șmecherie aici. Cineva încearcă să vă creeze neplăceri, să vă izoleze, să vă... atragă într-o situație falsă, mincinoasă, înșelătoare, să vă înșele chiar, da? Deci să vă înșele fie că vă trădează cu o altă persoană, fie că e vorba de bani aici, da? De casă, de o rezidență, sau cineva încearcă să-și facă rezidență și atunci vedeți cu cine corespondeți pe internet voi ca femei, dacă sunteți, pentru că e posibil aici să vă treziți că corespondați cu o altă persoană decât credeți, este vorba despre o rezidență, cineva care poate vrea să-și facă o rezidență. Da? Deci vrea să schimbe și atunci are nevoie de rezidență și caută relații cu cetățenii din Uniunea Europeană și poate să fie vorba de cineva din state din afara Europei. Da? Că aici mi apare o persoană de culoare neagră, da? Deci un african, spre exemplu. Și e posibil să fie vorba despre să aveți de parte de o înșelătorie, fie pe internet, prin comunicarea pe care o faceți voi pe internet, pentru o nouă afacere, pentru o nouă relație, vedeți ce propuneri vi se fac. Sau fie pentru relații, pentru că e vorba de să vă facă un copil aici, aici o chestiune, deci ca să vă poată să-și obțină rezidență, cetățenie, să poată să-și schimbe, să se transferă dintr-un loc în altul sau să vă ia banii, pentru că sunt niște interese aici la mijloc, da? Deci atenție, că vă duce și la izolare, aici mi-apare, da? Deci vă poate izola. Da? Deci vă izolează pur și simplu, vă face să nu mai aveți prieteni, să nu mai aveți surse de venit, da? Atenție, că în următoarele 3 luni vă poate aștepta o situație înșelătoare și în prezent există și a fost și la trecut, ați avut faliment tot dintr-o situație de genul, deci ați mai trecut prin asta, așadar fiți atenți și să vedem și la următoarea variantă, varianta cu piatra albastră, să vedem la voi ce se întâmplă, ce va fi în următoarele 3 luni de zile, la ce vă puteți aștepta. Deci a treia variantă, dacă a fost cumva a treia variantă verde, știți că este a treia variantă. Dacă e albastră, atunci e albastră, că nu mai rețin cum am pus ordinea pietrelor. Voi sunteți într-o dificultate a alegerii, sunt niște secrete la mijloc, veți afla niște secrete. Trebuie să vă informați mai mult asupra unor situații sau persoane sau lucruri. Și la voi aici mi-apare un copil. Bucurii mari pentru un copil, norocul vostru a fost un copil, o casă ați avut la trecut, ați avut și niște certuri, scandaluri, ați făcut curățenie în casă, poate, da, v-ați construit o casă, ați pedepsit pe cineva, ați fost și pedepsiți, avut și reparte de răzbunări, de certuri, de discuții, de clarificări legate de casă și de muncă aici, cineva s-a răzbunat, poate chiar pe voi, dar aveți protecție, aveți stabilitate financiară, aveți o anumită situație stabilă, că aveți o casă, că aveți niște venituri, că aveți un soț, cineva care sau o familie care vă susține, aveți noroc în orice caz, norocul vostru este chiar copilul, casa, sau faceți voi o muncă simplă, munciți în curățenie, poate să fie și o astfel de situație,
Culegeți în orice caz roadele muncii, ați cules în orice caz roadele muncii voastre, da? Deci ați obținut rezultate pe măsura eforturilor depuse. În prezent aici îmi pare că vă doriți poate să vă căsătoriți, puteți primi chiar o propunere de căsătorie sau sunteți bârfiți din cauza unui propuneri de căsătorie sau de contract, de loc de muncă, de casă, vă trebuie mai multă credință. Poate să fie o situație mai tulbure legată de căsătoria voastră, de căsnicia voastră, din cauza unor bârfe, discuții. Poate chiar veți face și un copil, vă doriți un copil. În viitor, aici îmi apare că vor fi niște griji legate de servici, de casă, de bani, de dragoste, dar veți reuși până la toamnă, să zic așa, să culegeți, să aveți parte de bucurie în dragoste, cu toate că poate veți trece și printr-un doliu, veți trece și printr-o ruptură de servici sau griji materiale legate de bani, legate de căsătorie, de afacere, legate de casă, veți trece până astfel de griji. Deci ar trebui să faceți o schimbare, o clarificare, să aveți mai multă încredere în voi, să fiți mai optimiști în ceea ce faceți, pentru că veți reuși. Dragostea este cea care vă va consola. Da? Deci voi veți avea noroc în dragoste. Cineva vă oferă sprijin, dragoste, compasiune. Acum poate să fie dragostea unei persoane iubite cu care sunteți căsătorite sau cu care vă puteți căsători, care vine această propunere. Dar există și multe discuții, bârfe, atenție așadar cu cine discutați, nu vă puneți în gura lumii, să zic așa. Trebuie să aveți mai multă credință, să credeți în divinitate, să credeți în voi, să credeți în dragoste, pentru că veți reuși, aveți noroc, veți trece peste această perioadă grea. Cam asta e ce văd și la a treia variantă. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții și că viitorul vă va aduce numai lucruri bune, frumoase și mult succes pe toate planurile. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube, Crista Roth, și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți, să fiți iubiți. La revedere!